De joburi este organizat miercuri 16 noiembrie la Casa de Cultură din Suceava printr-un proiect european intitulat Campanie Națională de Conștientizare Publică privind egalitatea de gen și șanse pe piața muncii de către Direcția de Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați din cadrul Ministerului Muncii. La eveniment au fost invitați angajatori din diverse domenii de activitate. Persoanele inactive care sunt interesate de ocuparea unui loc de muncă sunt așteptate începând cu ora 10 printre activitățile proiectului în această săptămână. Mai sunt programate și ateliere de lucru, rotunde, dezbateri publice la care sunt invitați specialiști în domeniul egalității de șanse, reprezentanții ai autorităților publice locale și centrale, ONG-uri și angajatori. Toate evenimentele reunite în această campanie își propun o mai bună informare a populației cu privire la principiul egalității de șanse și pericolul discriminării, stimularea dezbaterilor asupra mijloacelor de creștere a accesului la condițiile egale de muncă și participarea socială prin combaterea stereotipurilor.